Mulțumesc foarte frumos! Bună seara! Mulțumesc că sunteți din nou aici, mulțumesc că ne investiți cu încrederea dumneavoastră. Seria asta de dialoguri este unul dintre proiectele pe care Universitatea Politehnică Timișoara le propune în cadrul programului Timișoara 2023, Capitala Europeană a Culturii. E un gest de curaj, e un gest de deschidere a spațiului academic spre spațiul public și e un gest din care se vede foarte limpede că actul de educație, actul de cunoaștere, actul academic în sine, poate să arate și așa. Suntem într-un spațiu academic. Un spațiu academic poate să găzduiască și un spectacol al dialogului. Doamnelor și domnilor, toate cele 10 seri pe care vi le propunem sunt niște seri speciale. În seara asta însă se întâmplă ceva, aș spune, de o intimitate cu totul ieșită din comun și vorbele nu sunt prea mari, o să vedeți. Știm cu toții pentru cine am venit aici. Artistul pe care o să-l vedem în seara asta și o să-l ascultăm în seara asta e cineva care a uluit lumea nu doar prin calitatea glasului său, nu doar prin calitatea tehnicii vocale pe care o posedă, ci și prin generozitatea lui și prin faptul că e un artist care n-a uitat să fie o ființă umană, așa cum e el de acasă, de la el. În seara asta se întâmplă ceva cu totul ieșit din comun. E o premieră mondială și nu zic vorbe mari. Pentru că e vorba despre întâmplarea asta de la Timișoara, pentru că a avut încredere, invitatul nostru face un gest de o intimitate rar văzută. Omul e împătimit de basket, de biliard și de războiul stelelor. Dar e împătimit serios de lucrurile astea. Le ia pe toate în serios, în afară de, evident, meseria lui, de arta lui, de interpret de operă. Războiul stelelor pentru el e un univers care intră și în realitate, nu e doar o ficțiune. Am vorbit mult dacă să facem sau să nu facem lucrul ăsta în seara asta, dacă publicul care uneori e conservator va taxa ca un gest de neseriozitate, dacă ce o să zică lumea care vede lucrul ăsta. O să vedeți îndată despre ce e vorba, până una alta, atât vă spun. E un gest uriaș de curaj din partea lui, că își asumă acest fapt, că e cine e și că își arată această pasiune în fața noastră, fără teama ca unii dintre noi să spună, vai de mine, ce-i cu ăsta aici? Înainte de toate, un scurt film de prezentare să vedem cine e invitatul nostru. Doamnelor și domnilor, baritonul Jedi, George Petean.
Luăm loc. Salut, Ghiță. Da, bună seara, bună seara tuturor. Și rugăm pe unul dintre colegii noștri să pună Fatboy-ul la loc. Exact, pentru că săbiuțele alea laser au fost date jos cu mantia. Serios? Dar așa cum ziceam, e un spectacol viu, se întâmplă. Mulțumim foarte frumos. Salut, bine ai venit. Bună seara, bună seara. Dar nu, că nu așa trebuia să încep. Trebuia să încep, cred că trebuia să fac ceva de genul... The force will be strong with you, Master Petien. Mulțumesc, mulțumesc. Bună seara. May the force be with all of you. Da, chiar, uite, noi am scris acolo, we are culture, toți suntem cultură, forța asta ar trebui să ne ducă pe toți înainte. Foarte mulțumim pentru gestul ăsta de curaj. Sunt onorat de fiecare dată când vorbesc cu tine. Asta vreau să spun. Ghiță, mulțumim mult că ai venit și mai zic o dată, mulțumim pentru gestul ăsta de curaj, pentru că nu te-ai costumat, n-ai venit într-un costum dintr-un spectacol în care joci, ai venit cu un costum din lumea ta, din universul tău interior, din toată povestea asta cu războiul stelelor, despre care multă lume spune că e o chestie pentru copii. E o chestie pentru copii? Da. Da, la bază este o chestie pentru copii, bineînțeles. Așa a fost gândită și de către George Lucas, cel care a creat-o. Dar da, dacă în viață nu ne păstrăm copilăria, viața devine, după părerea, mult mai grea. Adică, eu zic că trebuie să încercăm să rămânem toată viața tineri. Și asta este, de fapt, simbolul pe care vreau să-l transmit prin chestia asta. Pentru că viața te lovește tot timpul de probleme grele. Pe mine m-a lovit când am fost foarte tânăr. Voi, prietenii mei intimi, știu că mi-am pierdut părinții destul de tânăr, așa mai departe. De acolo, Stavros m-a ajutat în momentele dificile pe care le-am trecut, pentru că au fost momente în care n-am avut pe nimeni pe lume și am avut norocul să am un video player pe care am putut să-mi pun Star Wars și care m-a ajutat să dorm deseori când nu puteam să dorm, pentru că mă gândeam la părinții mei, eu vedeam pe mama mea bolnavă în pat, pe tatăl a făcut de 4 ori accident vascular cerebral. Nu vreau să vorbesc despre asta, că este o chestie foarte tristă, dar m-a transformat într-un om un pic... Am avut două șanse, sau să mă închid foarte tare și să sufăr foarte mult, sau să mă deschid foarte tare și să încerc să găsesc pozitivismul vieții, nu? Ghiță, tatăl tău era un tip foarte hotărât. Da. Știa despre ce e vorba, în general. Da, da, da. Și era un tip categoric. La modul cel mai serios, și ați avut și o relație foarte specială. Da. Ce crezi că ar fi zis, domne, dacă te vedea în costumul ăsta? Ha. Nu știu ce să zic, dar eu cred că și-a dorit toată viața ca eu să reușesc. Și am zis-o, cred că și data trecută, tații sunt foarte importanți în relația cu copiilor și mulți copii reușesc pentru că tații i-au împins foarte mult să ajungă undeva. Unii nu reușesc pentru că nu reușesc mental, nu au capacitatea, poate talentul de care au nevoie. Dar și în cazul lui Michael Jordan și în cazul Serena Williams și așa mai departe, adică părinții sunt cei care te împing la început ca să faci totul pentru a realiza ceva. Iar eu cred că ar fi fost foarte mândru, eu asta cred. Asta cred. Dacă stau să mă gândesc, cred că ar fi fost foarte fericit să fie aici. Cred că și mama la fel. Mama era extraordinar de mândră de fratele meu care deja reușise și cânta pe cele mai mari scene deja când eu aveam 16 ani și da, eu cred că ar fi foarte bucuroși, asta cred. Probabil că astea un pic nebunesc, nu? Dar... Știi ce e interesant? Că psihanalitic vorbind, dar simți, deși la Timișoara, școala de psihiatrie, școala de psihanaliză sunt importante și la Timișoara școli importante astea. Chestia asta cu războiul stelelor, figura tatălui, toate lucrurile astea spun ceva, dar deschiderea de a spune public ceva e foarte importantă. Curajul de a spune public lucrurile astea. Dacă... Întreb foarte direct chestia asta. Crezi că dacă ai fi rămas în România și ai fi fost un artist de operă aici, ai fi avut curajul să fii la fel de liber cu tine cum ești acum? Eu cred că da. Nu cred că are legătură cu faptul că trăiesc în România sau în străinătate. Norocul pe care l-am avut să fiu în străinătate e să fac cariera cea mai mare posibilă. Adică cel puțin pentru mine, să zic așa. Asta mi-a dus un pic de importanță ca și... calitate culturală, să zic. Și dar... tu ești tot ăla care a plecat de la Cluj. Eu consider că da. Încerc să rămân la fel. Dar e adevărat că la 47 de ani nu mai ai problemele pe care le ai la 35 sau 20 de ani și nu mai ai obligațiile pe care le-ai avut. Adică... Dar ce probleme ai la 47-48 de ani?
problemele vieții, nu? Care le are fiecare dintre noi. Pot să fie de tot felul, pot să fie probleme de sănătate, probleme financiare, pot să fie orice fel de probleme. Dar eu mă refer la faptul că tu de sănătate n-ai probleme și financiare cu atât mai puțin. Nu, dar la 47 de ani, adică îmi permit să spun cuiva în față ce am de zis. Și asta este probabil cel mai important lucru al vârstei. Adică deja ești un om în toată firea și ceea ce spui are o anumită greutate, ca să zic. Nu? Simți felul ăsta de responsabilitate când îți alegi acum ce faci, când alegi roluri, când te simți mai așezat, mai pe picioarele tale sau încă ai emoții atunci când optezi pentru ceva? Întotdeauna ai emoții, dar eu am deja foarte, foarte multă experiență. Deja am, să ne înțelegem, când de 20 de ani numai la opera din Viena, adică aproape anual, nu chiar anual, dar aproape. Deja, cum să spun, primii 10 ani au fost tot timpul o noutate, căutări. Și acum sunt căutări, pentru că fără căutări n-are sens viața. Dar acum este mai mult o senzație de împlinire și o senzație că aparțin acelui loc. Nu mai am o îndoială când intru în opera din Viena că nu merit să fiu acolo. Pe când ești copil încă sau tânăr sau în creștere, nu știi cum stau lucrurile, nu? Ghiță, e un loc permisiv opera din Viena? E ușor să te simți parte din lumea operei din Viena? Eu cred că depinde de personalitatea fiecăruia în parte. Pentru că sunt oameni care s-au născut atât de talentați, că au așa de mari artiști din start aproape, că e clar că aparțin acelui loc. Adică nici nu există o îndoială. Iar sunt oameni care se formează mai greu și care trebuie să treacă prin anumite etape. Eu zic că depinde, nu? La mine au fost mai multe etape, cu siguranță. Trebuie să recunosc că acum îmi place extrem de mare plăcere oriunde mă duc să cânt. Nu mai am nicio îndoială și când mă întâlnesc cu un dirijor sau cu un regizor, discutăm despre lucruri, nu mai e ca la început, că mă gândeam, trebuie să fac ce zice el sau așa mai departe. Adică acum, de exemplu, ai mai mult și o colaborare. În general, cum am mai spus-o și data trecută, responsabilitatea regizorală este a regizorului, nu a mea. Eu trebuie să-l ajut ca să... Te baci peste? Când e posibil, da. Dar când nu ai nicio șansă, nu. De exemplu, am avut un spectacol, dar am și postit despre el, lui Comincini, nu? Sau alte spectacole care am avut, în care dacă tu vrei să schimbi ceva, spectacolul acela nu va funcționa. Nu ai cum. Adică, n-ai cum. Știi? Și responsabilitatea ta nu este să faci regie. Responsabilitatea ta este să-l ajungi pe regizor să creeze și să trimită publicului ceea ce vrea el să transmită. Chiar dacă ție nu-ți place. Chiar dacă ție nu-ți place, mai ales. Dar asta s-a întâmplat, de exemplu, vorba aia în Star Wars. În Star Wars episodul 8, Luke apare foarte puțin și îl și omoară. La care Mark Hamill, actorul care a jucat în rol, a spus că nu sunt absolut deloc de acord cu ceea ce cum vezi tu Luke Skywalker, pentru că nu ăsta și nici eu. De fapt, la toată mari pasionați de războiile lor, ultimele trei filme care le-au făcut sunt dezastru pentru noi. Pentru voi comunitatea pentru de fani. Pentru noi comunitatea de fani, da. Adică pentru că au distrus 300 de cărți scrise și așa mai departe. Adică e un dezastru. Și pentru actor a fost un dezastru. Și a trebuit să facă pentru că n-a avut de ales. Da. Asta e un exemplu. E un exemplu foarte bun în situația asta. Foarte, foarte bun. Procesul de devenire pe care l-ai traversat în România, adică pian, trombon, ani buni de trombon, asta înseamnă o instrucție foarte, foarte serioasă. Înseamnă ascultat muzică, înseamnă imitat la un moment dat, înseamnă cântat după discuri, etc., etc. Deci asta e o parte de devenire. Odată ajuns la Hamburg, ani buni la opera de la Hamburg, cum a fost acolo? Cum arată, asta te rog să ne spui, cum arată gramatical existența în opera de la Hamburg? Ce trebuie să faci ca artist în opera aia? E ordine? Nu e ordine? Poți să improvizezi? Nu poți să improvizezi? Faci ce vrei tu? Nu faci ce vrei tu? Cum e? Părerea mea e să nu faci ce vrei tu. Pentru că ai putea să pleci destul de repede de acolo. Nu, lăsând gluma la o parte. Depinde când mergi acolo. Dacă ești un artist la început de drum, cum am fost eu, pentru că despre asta vorbim, am înțeles că trebuie să încerc să mă dezvolt cât mai mult. Adică pentru un cântăresc de operă este foarte important să-și creeze un repertoriu. Un repertoriu pe care un pic l-am făcut și în România, pentru că am cântat aici Don Giovanni, chiar la Timișoara am debutat. De asta pentru mine Timișoara va fi întotdeauna foarte specială și dragă sufletului meu, pentru că prima dată pe scenă, ca un rol important, cap de afiș, am fost aici.
A fost foarte important. Este extrem de important la începutul carierei unui cântăreț de operă să aibă șansa de a debuta în cât mai multe roluri. Iar o poveste foarte, foarte faină, de exemplu, când am cântat în Don Carlo prima dată, deci am practic intrat în septembrie în opera din Hamburg, ca și angajat fix, permanent, prin bariton al operei, și aveam în primul an un contract în care trebuia să cânt 30 de seri pe an, deci 30 de spectacole în total. 30 de seri pe 30 an. De spectacole pe an. Deci nu-i mult. Asta era un contract foarte, foarte bun pentru restul sfârșit. Poți să te duci să cânti și în alte părți. Da și nu. Mm-hmm. Pentru că dacă au nevoie, pentru că ceva se întâmplă, trebuie să sari în spectacol. Deci, practic, de fiecare dată când vrei să te duci undeva, trebuie să-ți iei concediu. Concediu în Germania e de două feluri. Unul este irrevocabil și concediu de vacanță, cum ar veni. Din concediu de vacanță, tu dacă te duci două săptămâni în jeep, dacă ea în a treia zi au nevoie de tine, trebuie să te întorci să cânti. N-ai de ales. Pe când este un concediu pe care îl iei pe o foaie roșie, pe care când o scrii, aia n-au cum să te cheme înapoi. Trebuie să-și ia ei pe altcineva ca să cânte. No, și în astea 30 de seri am avut șansa, am debutat în Madama Butterfly, am debutat în Don Carlo în franceză, am debutat în foarte multe roluri la Hamburg, Traviata, Ping in Turandot, foarte, foarte multe roluri l-am făcut. Chiar și, să zic, probabil primul meu Bărbier din Sevilla adevărat l-am făcut acolo, pentru că l-am Cluj l-am făcut în românește, în italiană nu l-am făcut decât jumătate. De exemplu, la București m-au chemat să cânt un spectacol, mi-au spus că e în italiană și după aceea cu o lună înainte au spus că nu mai în italiană, că e în română și a fost jumătate în italiană, jumătate în română, pentru că a fost un coleg din Italia. Deci, nu, au fost așa o fel de două feluri. La Hamburg a fost foarte important și mai ales, de ce iubesc eu Germania foarte mult? Pentru mine Germania și aici, Hamburg e numai un exemplu. Aici vorbim despre aproape toate teatrele de opere din Germania, care sunt undeva peste 40 și ceva de opere pe care le au ei. Fiecare dintre aceste opere au orchestră, cor, angajați permanent. Exact. Unele dintre ele au și ansamblu de solist, cred că aproape toate au ansamblu de solist, adică soliști angajați permanent, ca opera din Cluj. Doar că au sistemul de repertoriu, adică au extrem de mare program. Aproape în toate operele din Germania se fac lunar foarte, foarte multe spectacole, cel mai mult la München, la Berlin și la Viena. Viena nu e Germania, dar oricum e același sistem. Cred că Viena este opera din lume cu cele mai multe spectacole pe an. Îți dai seama că dacă ai Hamburgul care face, nu știu exact câte spectacole fac, 150, 200, 220, nu le-am numărat niciodată și nu m-am gândit la asta, dar în atâtea spectacole, în atâtea serii, îți dai seama că în fiecare seară ai nevoie de cântăreți, unii dintre ei se răcesc, deci e extrem de complicat să faci, pentru că e o industrie, să meargă. Dar în afară de cât de multă cultură există, pentru că asta este, de asta iubesc Germania, extrem de multă cultură se întâmplă în țara respectivă. În atâtea teatre de opere, atâtea teatre, musical, tot ce vrei tu este mai mult decât aproape în orice altă țară și pentru mărimea ei se întâmplă mult mai mult decât în Italia sau decât în Franța sau în alte țări. Adică și sunt țări care deja au închis multe teatre de operă, pe când Germania încă nu. Au mai închis câte un balet aici, au mai închis un balet acolo, dar nu. Totuși este încă singura țară care funcționează. Asta te ține foarte antrenat. Repertoriul larg te ține foarte antrenat. Ești împătimit de condus. Mergi multe mii de kilometri în fiecare an. Da. Sari de pe o zi pe alta dacă e nevoie într-un spectacol? Asta este distracția mea preferată. Acum depinde cât de mult timp n-am mai cântat spectacolul respectiv, pentru că dacă acum mi-ar cere cineva să cânt un spectacol care nu l-am cântat de foarte mult timp, îți dai seama că ai nevoie, o zi nu-i destul pentru ca să-ți aduci aminte să fie pe de rost perfect a doua zi. Ai nevoie de cel puțin 3-4 zile. Asta mi s-a întâmplat când am cântat acum în ianuarie, în pandemie, acum 2 ani am sărit în spectacol Simon Bocanegra la Zürich. Exact, nu-l cântasem de foarte, foarte mult timp. Nu-l cântasem de foarte, foarte mult timp și atunci au înțeles și ei că n-am cum să cânt de la o zi la alta și eu am stat și m-am gândit că nu o să-mi aduc aminte tot. Și am cântat primul spectacol de pe note, în lateral. Am avut 2 zile pauză și al treilea spectacol am cântat cu regie, cu tot, cu tot, tot, tot. Deci în 2 zile am învățat regia și mi-am adus aminte și rolul. Cum ar veni. Nu-l cântasem de, cred că, 6-7 ani, cam așa ceva. Asta e enorm. Da, da, e mult. Don Carlo, de exemplu, nu l-am cântat de și mai mult timp și acum am avut noroc, mi-am adus foarte minte repede de el. Am avut și repetiții destule, dar zic, mi s-a mai cerut la un moment dat odată să salvez la Parma un Don Carlo
Dar n-am putut. Așa deloc, de pe loc. Eram în sală pentru că cântam în trubadurul și baritonul nu se simțea bine. Și m-am întrebat, nu vrei să te duci pe scenă? Și am zis, nu. Nu puteam. Nu puteam pentru că nu cântasem de foarte mult timp. Nu mi-aș fi adus aminte de text. Știi? Dar ai și făcut lucrul ăsta de multe ori, pe de altă parte. L-am făcut, da, l-am făcut. Am făcut o chestie incredibilă când am sărit în Viena, în spectacol. Tot Don Carlo sunt franceză, dar o altă total versiune diferită față de Hamburg. Sunt 7 versiuni de Don Carlo în total. Și vreo 2-3 în franceză. În franceză și fost compus original. Era Verdi la Paris. Dar diferența e că era de 40 de pagini de muzică între unul și altul. Și asta am învățat eu sâmbătă, duminică și nu l-am cântat seara. Pe de rost, cu tot cu regie făcută. De sâmbătă, practic sâmbătă mi-au trimis notele prin fax, nici nu se citau bine. Nu se vedeau bine. Și sâmbătă seara le descifram singur, că n-am găsit niciun pianist să studiez, și duminică seara am repetiție cu dirijorul la Viena. Zburat avionul, acolo deja știam foarte bine din note, și luni dimineața încă nu știam pe de rost, și luni seara era spectacol cu regie. Luni dimineața am făcut regie, am învățat și notele pe de rost, și seara n-am greșit absolut nimic. Am făcut. Forța a fost cu tine? Da, forța. Forța a fost cu mine toată viața. La cariera mea a fost cu mine toată viața. E important, e foarte important lucrul ăsta, pentru că, da, de fapt, exact la asta mă gândeam. E amuzant când spui forța a fost cu tine, pentru că faci un rapel cumva umoristic în situația asta, dar tensiunea pe care o trăiești tu făcând lucrul ăla, hai să ne gândim așa și invit pe toți cei care sunt în sală să se gândească la lucrul ăsta. Ce înseamnă pentru cineva care a trecut de bariera afirmării, trebuie să-și țină poziția, trebuie să crească și riscă enorm să cânte un rol în 2 zile, să învețe lucrul ăla, asta poate să însemne o catastrofă. Poate. Adică să cânti prost, de ce poate? Pentru că poți să intri pe scenă și să ai așa de emoții mari încât să nu-ți aduci aminte nimic. Pentru că un lucru învățat foarte, foarte repede, și asta am pățit-o, de exemplu, într-un concurs la... Am făcut un concurs, concursul, cum se numea, Bretan, la Cluj. Da. Și n-am vrut să merg la concurs. Și cu o zi înainte m-am hotărât să mă duc și trebuie să învăț 4 zile piese aproape în fiecare zi pentru a 2 zi. Și au fost 3 zile de etapă una după alta. Deci am învățat practic 12 piese în 3 zile. Și, bine, vreo 2 le știam, 3 dintre ele, dar una a fost în maghiară, vreo 2 a fost în germană, una era Estoans Interius din Carmina Burana. Și chiar asta am vrut să zic că, știi, cu Lacov trebuie tocit, pentru că era text în latină care, oricum, dacă nu vorbești latină, nu-ți vine, nu-ți merge una după alta, dacă nu îți tocești, nu-ți aduce aminte. Și trebuie să răspunzi că am uitat, sfârșitul, mai aveam de zis, curam gerocutis, atâta mai aveam de zis. Și iau aer... Și nu-mi vine textul. Și m-am oprit, m-am blocat. Și pianistul trebuia să facă tam da dam da dam da dam da dam da dam da dam da dam. Și el s-a oprit. Deci, efectiv, amândoi. Tam da dam da dam da dam da. Și l-aud pe Alexandru Fărcaș din sală, Dumnezeu să-l ierte, zicea... Mortus, mă, mortus. Știi? După aceea am continuat. Și maestru Ronu e fantastic pianist, incredibil corepetitor. Un muzician desăvârșit. Și el deodată cu mine a intrat și am terminat, la care m-au avut colegi care m-au întrebat, ai luat aer, că ai acută și foarte greu, nu? Că chiar e acută la natural, care e greu pentru bariton, știi? Lumea au crezut că am făcut pauză ca să pot să cânt acută, știi? Deci nu că am uitat textul sau ceva, știi? Deci a fost foarte distractiv. Da, deci sunt momente din astea, îți dai seama, sau șocul pe care l-ai, de exemplu, șocul pe care l-am avut eu la 23 de ani când am cântat prima dată la Viena, Bărbierul din Sevilla, și am intrat din fosă. Și absolut toată scena din Bărbiere a pusă mai către public. Și de obicei, așa cum și acum când mă uit, văd că câțiva oameni în sală, dar nu văd publicul și nu mă gândesc la el, știi, că n-ai voie. La dumneavoastră mă gândesc, bineînțeles, că acum vorbim. Nu te gândi. Cu mine ai treabă, nu te... Cu tine am treabă, da. Cu mine ai treabă. Ideea e că scena era atât de în față pusă că se vedeau efectiv toți cum se uită la tine așa și sala e enormă și eu prima dată la Viena, îți dai seama că un pic așa mi-au tremurat picioarele pentru 2 secunde, dar am mers mai departe și am ieșit. Adică trebuie să-ți iei inima, nici să zici acum asta, este, trebuie să demonstrezi. Știi, dar trebuie să recunosc că... Îți zici chestia asta? Trebuie să demonstrezi? Nu. Nu, dar îți zici că trebuie să faci maxim din ceea ce poți. Că nu e o demonstrație într-un fel, suntem ca și cai la expoziție, da? Totuși vorbim despre arpă și despre transmiterea emoțiilor. Datorită acestui fapt nu o să zic că da, știi, trebuie să demonstrez. E
Fiecare spectacol e un examen, asta am mai zis-o de atâtea ori. Adică, odată, dacă eu merg într-o operă și cânt un spectacol prost, se iartă. Dacă cânt al doilea spectacol prost, se întreabă. La al treilea spectacol prost, ăștia s-ar putea să te zboare. Știi? Deci, practic, fiecare spectacol e foarte important. Nivelul trebuie să-l încerci, să-l păstrezi sau să-l depășești. Cum se tolerează o seară de spectacol mai slab, mai prost? Păi, cum să spun, acum depinde dacă ești un începător sau dacă ești un artist desăvârșit. Acum îți dai seama că la cineva de nivelul lui Placido Domingo, o seară un pic mai slabă, mai ales la vârsta lui, se tolerează pentru că ai în fața ta un monstru care a cântat sute de mii de spectacole pe cele mari scene din opere și a făcut, cum să spun, mai are ce să demonstreze, nu? E, efectiv, vine numai pentru ca să facă e practic un cadou pentru public pe care îl face. Ca dar știi că uneori publicul e foarte rău și te-ar mânca în momentul ăla și spune a, nu mai dar e ăsta în voce. Dar tu crezi că pasă de publicul rău? I s-a dus, la revedere. Da, publicul e câteodată rău, dar eu nu mă gândesc la publicul rău și cred că nici nu se gândește la publicul rău, pentru că publicul rău, ăla de care vorbești tu, sunt câteva persoane maxim în sală. Sunt câțiva care sunt invidioși. Dar majoritatea oamenilor vin ca să se încarce cu energie pozitivă și ca să admire ceva sau ca să primească ar fi fain să fie sentimente. Așa. Eu așa consider și eu nu vreau să mă gândesc altfel la meseria mea, pentru că altfel nu are niciun rost. Mm-hmm. Știi că sunt cunoscători, care sunt cunoscători la modul adevărat, sunt cunoscători iubitori de operă. Da, da, da. Și cunoscători, dar când ies, ei sunt, nu doar când ies de la spectacol, și când sunt în timpul spectacolului, ei sunt mai mult un juriu decât un public. Foarte mult, foarte mult, așa e, da. Și ies și spun, Petean, astăzi... Da, păi au dreptate. Dacă astăzi am fost cu un pic mai astmatic decât de obicei, clar că nu a ieșit cum am vrut. Când am cântat Rigoletto la Timișoara, am fost bolnav cobza, am cântat cu cortizon. Dar am ales să cânt pentru că știam că o să pot, nu o să fie maxim... Și publicul o să se bucure. Și așa au și fost. Au fost și un succes foarte frumos și așa. Adică, nu, acum, chiar când nu poți să cânti și când riști să rămâi fără voce și să fie penibil pe scenă, atunci clar că nu are rost să mai bine cancelezi. Adică renunți la spectacol. Dar majoritatea cazurilor sunt foarte multe spectacole. Acum am avut și spectacole de Don Carlo la Berlin. Sunt mulțumit doar de două. Dacă. Poate de părți din alea două spectacole. Ce ai cântat al altăier la Berlin? Don Carlo. Cum a ieșit? Alter chiar a ieșit poate cel mai bine, a fost cea mai bună formă vocală, să zic așa. Da. Ai, la modul cel mai cinstit, Ghiță. Da. Ce mai ai de pierdut? Ai venit îmbrăcat în Jedi. Care este cel mai recent spectacol în care ai dat kicks? N-am așa ceva. N-ai. Nu. Kicks n-am dat în viața mea pe scenă. Nu. Spectacole... Cel mai prost spectacol pe care l-am cântat vreodată a fost un spectacol de Barberul din Sevilla, tot la Opera din Viena, când am avut o criză de astm care a durat aproape o lună și ceva, unde am avut nevoie neapărat să-mi iau și un pic de spray de astm și ăsta îți face corzile să nu funcționeze cum trebuie. Și acolo, efectiv, în vocea nu mă răspundea. Eram cam cu 70% din voce, care nici nu e o voce enormă. A mea, eu am o voce foarte frumoasă, ca să zic așa, dar nu e o voce extrem de mare. Adică sunt voci mult mai mari ca ale mele. Majoritatea au voci mai mari, colegilor mei. Dar se numește Arta Cântului Frumos. Bel canto. Da. Așa că încercăm să cântăm frumos, nu tare. Și tare, dar frumos. Trebuie să respirăm un pic la asta. A fost foarte bine. Asta... Da. Chiar trebuie să respirăm. Trebuie să respirăm, a fost foarte bine, să ținem minte așa ceva. Că de-aia zice bel canto. Păi da, în toată arta trebuie căutată frumosul. Astăzi există extrem de multe lucruri prin care vrem să șocăm lumea. Să epatezi, să șochezi. Da, asta, s-a trecut foarte mult pe genul ăsta de artă, dar părerea mea este că cea mai esența artă este frumosul. Pentru că suntem aici, când spui frumos... Și când te gândești și la maestrul tău pe care îl vezi des, la maestrul Zancanaro, da? Pe care îl vezi foarte des. Da, ultimul maestru, pentru că am avut mai mulți maestri, dar ultimul maestru. E ca în Războiul Stelelor, ai un maestru. Da, 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 am un maestru. Yoda al tău. Da, așa e. Care îți spune lucruri și îți spune ce-i cu rostirea și de fiecare dată te presează cu lucrul ăsta, cu rostirea. Cum e să rostești bine, nu doar corect, ci bine, azi în franceză, mâine în italiană,
peste o săptămână în germană, pentru că trebuie să rostești. Și să rămânem un pic la povestea asta. Cum înveți să rostești? Cred că e cel mai distractiv, pentru că, apropo de rostit, mă duc aminte când cânt și el mă corectează, după aceea o refac o frază, da? Și zice, nu la farai piu cozi. Adică nu o să mai faci niciodată așa bine. Îmi zice imediat după. Și are mare parte dreptate, pentru că e foarte greu să te controlezi. Baza la așa o chestie este practic să înveți să traduci rolul, să încerci să ai un profesor de limba franceză, dacă se poate, mai ales. Limba franceză e probabil una dintre cele mai complicate limbi să cânți. Bine, eu cânt în general, majoritatea cazurilor cânt în italiană, mai cânt și în engleză, mai cânt și în franceză. Am cântat și un pic în ungurește, în germană mai pot să cânt, și în latină, bineînțeles, dar în toate cazurile, practic, trebuie să înveți limba, trebuie să ai pe cineva care, dacă tu nu te pricepi la limba respectivă, care să te ajute, să-ți traduci, să înțelegi unde e sensul cuvântului, nu? E complicat, dar este munca noastră. E și plăcut. De foarte multe ori se spune, nu înțeleg ce zic ăia acolo când cântă, și de-aia nu mă duc la operă, că nu înțeleg ce zic aia. Plus, mai e o chestie care, da, sună trivial, însă pentru felul în care vezi spectacolul azi, ideea de spectacol, după ce te uiți la oceanul de seriale, după ce te uiți la oceanul de oferte pe care le ai la ora asta, nu doar la televizor, ci pe toate canalele astea, apare următorul text. Ce să fac la spectacolul ăla? Când ăla moare și în loc să moară, cântă un act. Și el e acolo și cântă un act și nu mai moare. Și păi, nu e, e fals, așa, nu e... Când te găsești într-o situație de felul ăsta, ce zici, ce răspunzi? Pentru că e posibil să te găsești la masă, pe terasă, într-o seară, la Timișoara, cu cineva, la Cluj, oriunde ai fi, și discut subiectul ăsta și da. Spune, nu, cum să cânte la după ce a murit un act întreg? Adică nu e... Dar eu nu cred că e important lucrul ăsta. Asta este numai pentru cineva care vede lucrurile superficial. Pentru că e vorba, știi cum e? În viață există lucruri care sunt pozitive și trec foarte repede. Și alea negative trec foarte greu. De asta, dacă e vorba pentru cineva, 5 minute poate să însemne o eternitate pentru altcineva. Și invers. Dar... Eu consider că opera este un gen extrem de sincer și un gen care e extrem de direct în sufletul omului. Pentru asta eu cred că este una dintre artele care mi-aș dori să nu moară. Adică atâta cât va exista umanitatea și pământul, eu sper ca să nu se renunțe la acest gen. Cu toate că ne îndreptăm spre lucruri destul de negative, așa, înspre viitor, pentru că se schimbă lucrurile. Cu regiile moderne și așa mai departe. Simți lucrul ăsta pe piele, schimbarea asta? Eu încă nu, dar o văd. Uh-huh. Adică am auzit că sunt locuri unde se cânte cu microfon, în alte locuri, în momentul în care cânti cu microfon, atunci practic toată arta cântului în care am zis că nu trebuie să cânti tare mai înainte, dar totuși trebuie să cânti mai tare cu orchestră. Adică la sfârșit, ăsta este studiul pe care trebuie să-l faci, să reușești ca vocea să ajungă la nivelul respectiv. Dar apropo de cuvinte, că nu terminasem despre... De ce pentru mine opera este un gen atât de important? Adică am să-ți dau un exemplu. Și mulți dintre iubitorii care cred că înțeleg opera, nu o înțeleg. De ce? De ce? Dar cum să spun? Asta nu e un lucru negativ. Pentru că mesajul operei se transmite emoție. Indiferent de ce fel de emoție primește spectatorul, este un lucru pozitiv dacă el o primește. Mă refer la faptul că acum, de exemplu, am cântat în opera Aida. Și în Aida am dat intrarea mea a unui rege care a fost învins și practic are o intrare care e scrisă de către Verdi, posibil de a fi interpretată aproape în două feluri, cu toate că l-a scris într-un fel. Dar în istoria lumii a fost interpretată în total altfel. Adică el intră și spune, eu sunt tatăl acestei fiicei mele care este Aida, nu pereu nu vreau să vorbesc despre subiect. Ideea e că de-a lungul istoriei a fost interpretată ca și acest erou care vine și spune că m-am luptat, dar am pierdut războiul și așa mai departe. Și este total greșit. Pentru că el zice, da, m-am luptat, am pierdut războiul. Este omul care a înțeles că a pierdut războiul și practic vine să ceară milă să nu-i omoare poporul, să nu-i... Iar în istoria operei, acest rol a fost totdeauna interpretat cu foarte multă vlagă, cu foarte multă forță, dramatism, care este după părerea mea total greșit pentru că e în contradicție cu ideea pe care Verdi vrea să o transmită, adică omul vrea să ceară milă, de fapt.
Adică nu o să-ți cer milă bătându-te, uai, am pierdut războiul, uai, așa de puternic, știi? Nu înțelegi ce vreau să zic. Iar dacă eu am încercat să cânt altfel acest rol, pentru că l-am și gândit, și Iago, de exemplu, e văzut total greșit. Și Nessun Dorma, dacă vrei să mă întrebi, vreau. După părerea mea, n-a fost niciodată interpretată cum trebuie. Pentru că Nessun Dorma este o arie de dragoste. Și în această arie de dragoste, aproape toți tenorii vor să arate cât de multă forță au. Și toți vin și fac, Nessun Dorma, Nessun Dorma, tu pure o principesa nella tua fredda stanza, guardi le stele, când de fapt e vorba, tu pure o principesa, cea pe care o iubesc, nella tua fredda stanza, și apoi este romantic, guardi le stele che tremano d'amore e di speranza. Și toată aria respectivă, de fapt, e o arie de dragoste. Și după aceea e bucuria că dimineață eu voi fi câștigător și te voi avea în brațele mele. Dar nu este o bucurie de câștigător de război, nu-i Vincero, cum e tot timpul cântată, e de fapt glorios. Vincero. Vezi diferența? Sigur că văd. Da. De asta vreau să vorbesc, adică opera este un gen care poate fi interpretat în foarte multe feluri. Și indiferent în ce fel interpretată și indiferent ce primește publicul, suntem pozitivi și fericiți că există. Ghița. Da. Trebuie să respirăm, pentru că e intens. Am auzit chestii intense. Eu îți propun o respirație activă. Acum avem un band aici. Eu pregătesc o piesă și pentru seara asta. Toate sunt compoziții. Mă bucur foarte tare că ei sunt aici. Și au de făcut lucruri grele, pe care au de executat lucruri interesante și grele. Cântă la confluența genurilor. Și sunt foarte curios să-i auzim în seara asta, doamnelor și domnilor, Radu Vâlcu Quintet. Thank you.
Mulțumim frumos, domnilor! Radu Vâlcu, Quintet! Ei sunt Radu Vâlcu la chitară, Horia Constantinescu la pian, Alexandru Anastasiu la vibrafon, Mihai Balabaș la vioară și Anthony Gutierrez la tobe. Mulțumim frumos, domnilor! Foarte interesantă căutarea asta de armonie. Da, da, și foarte, foarte grea piesa ritmic. Au exact. Niște contraritmuri incredibil de grele, la un moment dat măsurile se complică. Da, superb! Ghiță, ai zis nu odată că... și n-ai făcut-o așa ca să dea bine. Ai zis că jazzul te-a ajutat foarte mult să înveți ce e aia piano în voce. Cum s-a întâmplat asta? Păi, cel mai greu din punct de vedere vocal este să cânți sus piano. Pentru că, practic, cu cât urci mai sus, cu atât are nevoie sunetul de mai multă energie. Ar trebui să explic tehnic toată treaba asta. Oricum, pe scurt, e greu să cânti sus și să cânti piano pe voce. Adică poți să cânti pe falset, așa mai departe. Dar nu vreau să intru în amănunte. M-a ajutat ascultând foarte mult pe acești cântăreți de jazz, în special pe Sarah Vaughan sau Ella Fitzgerald. Pentru că amândouă au avut această incredibilă tehnică vocală pentru vocea fiecăreia și exact au fost în stare să facă aceste lucruri pe care le-am căutat ca și cântăresc de operă. Pentru că tot cauți și întrebi de la unul și de la altul tehnică și încerci să ajungi la anumite și vezi că până la urmă tot nu reușești, știi? Acum, secretul este să, cum să spun, să-ți lași corda să vibreze liberă, să n-aibă foarte multă forță, să nu existe tensiune și să susții aerul în așa fel încât să fie foarte liber sunetul. Pot să explic, dar nu. Producătorul acestei întâmplări, da, pe care eu îl îmbrățișez de fiecare dată, Norbert Taco, un prieten apropiat, a zis: beți apă, vă rog frumos, că trebuie să vă aud rostind clar. Da, corect. Hai să bem apă. A trimis un coleg care mi-a șoptit lucrul ăsta și a zis: nu uitați să beți apă, să vorbiți clar. Da, și sunt amândouă, Ella Fitzgerald și Sarah Vaughan, erau două cântărețe fenomenale, de la care am reușit să prind această senzație de cum cântă ele piano și am reușit să o folosesc și eu cântând. Dar asta înseamnă că studiezi sau te inspiri? Ambele. Nu există să studiezi fără să te inspiri, adică în orice, practic, fiecare dintre noi fotbaliști de astăzi învață de la cei de ieri, în orice. Nu te naști, decât dacă te naști genial, dar în general trebuie să te inspiri de la alții, da. Hai să rămânem un pic la subiectul ăsta, pentru că am vorbit despre maestrul tău și despre ce înveți de la maestrul tău. E un om de modă veche. Da și nu. Adică este un om de modă veche, se îmbracă frumos, elegant, nu ca mine. Are un anumite obiceiuri pe care le manifestă în fiecare zi. Ce face, nu? Adică? Păi avea la un moment dat, acum e un pic mai în vârstă și nu mai face lucrurile astea, mai mult stă acasă și mai mult se odihnește, dar avea cai, dimineața mergea să le dea de mâncare la cai, după care mergea avea niște prieteni cu care se întâlnea, deci asta vorbim când a ieșit la pensie. Da. Pentru că ce făcea când era cântăresc de operă și încă cânta, nu știu, pentru că n-am fost lângă el, să zic așa. Dar, deci, omul civilizat cu programul zilnic, așa, ca să zic. Cu un maestru de modă veche, cum înveți să supraviețuiești într-o lume foarte nouă? Cum înveți să îți practici arta într-o lume foarte nouă? Am să spun ceva interesant. Maestrul meu este cel mai modern cântăresc de operă care a existat. Adică el și cu Pavarotti, după părerea mea, sunt cei mai moderni cântăresc de operă din istoria operei. Pentru că nu au avut școală sau de ce? Nu, pentru că au ajuns la un anumit nivel de tehnică în care e atât de natural tot cântul și atât de perfect, că e foarte greu de depășit. Și exact cum am zis, modul de a interpreta, pentru mine Zancanaro are un fel de sinceritate în interpretare care e foarte greu de găsit la alții. Și asta îl face să fie extrem de modern. Adică, greu de explicat, știi? Fără să fie lucruri de efect. Totul este făcut pe cât mai natural. E, aici hai să stăm un pic. Cum adică, cum îți spune lucrul ăsta? E foarte important asta. Deci nu e pentru efect, ci e pentru
ca să sune cât mai natural. Da. Pe care e diferența? Așa, o întreagă paletă de culori există. E ceva esențial, suntem într-un spațiu academic. E un subiect fundamental. Să-ți dau un exemplu de efect. Deci ce e aia efect și ce e aia natural? Deci Rigoletto, să zicem, cere milă la sfârșitul ariei și zice pieta, pieta, signori. Asta poți să faci să fie cu efect și disperat, dar este și real, că nu-i nereală. Exemplu ar fi pieta, pieta, signori. Disperat, da? Un pic. Sau poți să faci pieta, pieta, signori, implorând. Unul e mai defect, altul e mai de puțin efect. Sunt două chestii diferite, un pic, nu? E același lucru. De ce e de mai puțin efect a doua variantă? Pentru că impresionează întotdeauna mai multă calitate, mai multă voce, mai mult efect vizual. Ai vrut să zici show? Da, un pic de show, exact. Este practic un fel de show, da. Și chestia asta, că câteodată facem așa cu mâna, dar asta și eu mai ori furat-o și am mai folosit-o și eu când sunt nervos și vendetta, știi? Deci sunt anumite artificii care le folosim ca și cântăreți de operă câteodată, care nu sunt neapărat naturale și după părerea mea nu sunt neapărat cele mai bune. Nu neapărat ce aș folosi eu, ca să zic așa. Pentru că, la fel, nu vreau să critic. Pentru că la unul poate să-i placă asta, la unul poate să-i placă altceva. Sigur. Nu de asta. E greu să zici că asta e rău, asta e bine, știi? Când, de fapt, sunt două feluri de a interpreta. Noi vorbim aici despre punctul tău de vedere. Da. Despre asta. Și de asta, pentru mine, naturalețea lui Giancanaro este de nebătut și a lui Pavarotti. Încântat. Și, în foarte mare parte, ceea ce am interpretat este extrem de profund și de nebătut, adică e maxim din lumea operei. Pentru mine. Mai întreb o dată, crezi că au obținut, pentru că printr-o întâmplare, nici unul, nici altul nu sunt foarte școliți? Nu. Eu cred că ține de talentul lor natural și cred că de modul lor de a înțelege. Nu cred că are legătură școala, pentru că eu consider și școala nu strică. Cu cât ai mai multă școală, cât atât mai bine la sfârșit. Deci nu-i că nu trebuie să studiezi muzică, Doamne ferește. Eu cred că ține de sinceritatea și de sensibilitatea fiecăruia dintre noi. Asta este la sfârșit ce ne face ca și ne dă valoare ca artist și ne face să fim diferiți unii față de alții. Ghiță, tu ești într-un moment foarte important al carierei tale. Ai făcut lucruri, da? Ești pe un palier de cunoaștere extrem de important la ora asta, lumea știe cine ești, lumea de meserie știe foarte bine cine ești, glasul tău e un glas foarte iubit, tehnica ta e o tehnică foarte apreciată, se vorbește deja mult despre tehnica ta. Ești cineva prezent, frecvent în discuțiile despre tehnica vocală. Urmează niște cântări în Statele Unite, cariera ta merge mai departe. Te gândești în momentul ăsta, așa cum ai spus mai devreme, la 47-48 de ani, te gândești la momentele de inginerire a carierei, ce să faci cu cariera, unde să te poziționezi, cum să procedezi, cum să te așezi public, cum să mai câștigi niște bani, cum să-ți păstrezi poziția sau să urci? Te gândești la lucrurile astea? Mă gândesc la anumite lucruri. Nu neapărat așa cum ai spus tu, la inginerie și la așa mai departe. Mă gândesc la ce mi-aș dori să fac în plus. Adică îmi doresc în suflet să fac poate câteva recitaluri cu pian. Asta mi-am dorit. Și mi-aș dori să cânt lead-uri de Mahler, pentru că Mahler este compozitorul meu preferat. Am mai mulți compozitori preferați, dar Mahler mi este foarte drag. Pentru că este cu cea mai mare trăire muzicală posibilă, adică îi urlă sufletul în tine când asculți Mahler, știi? Și mi-aș dori să fac niște recitaluri de lead, mi-aș dori să fac și niște înregistrări, mi-ar place să cânt, să înregistrez Don Carlo, de exemplu, sau Rigoletto, deja am făcut. Da, și mi-ar plăcea să mai las câte ceva din ceea ce... și încă într-un mod bun vocal, adică încă vocea merge bine, destul de bine. Va fi din ce în ce mai rău, pentru că asta e cursul vieții. De ce mai rău? Pentru că fizic îmbătrânim. Uh-huh. Adică eu simt deja acum că anumite musculatură nu funcționează cum a funcționat acum 10 ani sau acum 15 ani. Știi?
E adevărat că, pe de altă parte, am învățat lucruri tehnice și am învățat despre interpretare și am învățat din alte puncte de vedere lucruri extrem de importante, dar simți că organul se schimbă. În actorie se cheamă a umbla la sertar. Când nu ești în deplinătatea mijloacelor, umbli la sertar. Sunt secretele meseriei. Tu umbli la sertar? Foarte puțin. Adică încă n-am nevoie. Dar umblu la sertar când am câte o zi mai proastă. Da, trebuie. N-ai de ales. Adică există anumite artificii, există anumite lucruri pe care poți să le faci să scapi. Dar mi se întâmplă extrem de rar și mi se întâmplă în puține momente dintr-un spectacol. Știi? Te rog să-mi spui ce faci, cum faci și ce faci să-ți protejezi vocea, pentru că e... Karl Marx ar spune că e mijlocul tău de producție. Mm. Cum faci să ții de mijlocul de producție? Adică e ceva care nu se poate închide într-un sertar și în cuia. Mai vrei și tu, și nu că mai vrei, ești cineva care se duce la terasă și mai rade o bere rece, mai rade și un steak, mai rade și un vin, mai stai și o noapte mai târziu. Ești cineva care își trăiește viața. Nu stai închis în casă ca să te expui la spectacol. Cum faci să ții? Păi cel mai important, zic eu, că este tehnica vocală. Tehnica vocală este cea care îți menține instrumentul proaspăt. Asta este cel mai important lucru. Să reușești, cum să spun, la începutul carierei trebuie să te dezvolți. Trebuie să încerci să scoți din instrument tot ce poți maxim. Să ajungi să ai toate armonicele instrumentului, forța, culorile pe care vrei să le folosești, pentru că la un moment dat ești un fel de compozitor. Practic, tu când trebuie să fii compozitorul care recită acel lucru. Deci, trebuie să deții toate mijloacele, nu? Dar, practic, tehnica este extrem de importantă, pentru că tehnica îți menține corzile într-o stare cât mai bună, sănătoasă, să nu-ți forțezi vocea. Pe mine m-a ajutat și astma. Știu că este o chestie ciudată să zic, dar pentru că am astm deja de nu știu câte zeci de ani, de când eram, de la vreo 20 de ani am început să sufăr de astm, astmul practic nu mă lasă să cânt cum cântă o persoană normală. O persoană normală poate să cânte pe voce și să împingă și să o forțeze fără nicio problemă, pentru că corzile alea rezistă dacă sunt foarte bine ținute în frâu și dacă corda rezistentă, rezistă. Deci, sunt mai multe lucruri. La mine, eu dacă am încercat să dau un pic peste ceea ce am, nu știu exact ce se întâmplă, dar simt că sunetul nu mai este clar și eu sunt aproape convins că are legătură și cu astmul și cu faptul că există impurități care ies și care îmi blochează mușchii corzilor vocale să funcționeze perfect și se aude un pic de aer în voce. Și deci este un blestem, dar este și un ajutor, pentru că m-a făcut să fiu mai tehnic. Pentru că anumiți oameni n-au nevoie de atâta tehnică pentru ca să cânte bine, pentru că au un instrument sănătos care funcționează tot timpul perfect. Iar pe mine astmă m-a oprit, dar mi-a și ajutat să mă păstrez. Este ciudat. Iar în rest, bineînțeles că ar trebui să fac să fiu cât mai sănătos posibil, pentru că la sfârșit de sănătate trebuie să avem grijă și aparatul vocal este o parte a corpului uman. Te mai întreb asta cu demonstratul un pic și mai am o chestie, să vorbim despre divi și dive. Vreau neapărat lucrul ăsta. La ora asta, dacă n-ai un spectacol foarte bun într-o seară și se taxează într-un fel sau altul lucrul ăsta, e firesc, ești o ființă umană. Asta le spun uneori și unor prieteni care văd oameni pe care noi îi iubim mult, starul rock, de exemplu, care mai cântă acum și vin și spun, mamă, e praf ăla, e praf. E... Unii dintre noi ne ducem, foarte interesant, deși nu recunoaștem, cu dorința de a-l vedea pe ăla praf. Într-un fel sau altul, îmbătrânirea noastră se răzbună pe faptul că săracul ăla e mai mult sau mai puțin praf. Nu ne bucurăm de cântarea la care mergem, ci descărcăm cumva tristețea îmbătrânirii noastre pe îmbătrânirea ălora. Să proiectezi pe artiști e ceva foarte ușor din partea publicului, dar pentru voi aia de pe scenă e foarte complicat. Da. Nu-i cazul meu. Eu nu mi-am dorit niciodată ca un
coleg să cânte prost sau ca un coleg să fie în vârstă să nu mai poate cânta. Nu, așa ceva e departe de a gândi în felul ăsta. De ce? Eu am spus-o și înainte, n-am fost gelos sau invidios pe nimeni niciodată. De-aia și dai cursuri. Te-am întrebat de 1000 de ori. De ce îți vinzi secretele? De ce dai cursuri? Pentru că eu găsesc că pot să ajut oameni să... Cum să spun? Există multe talente. Și cel mai lucru, am mai spus-o și data trecută, singurul mod în care pot să-i ajut este să-i fac să înțeleagă ce trebuie să facă. Pentru că cântatul este cel mai ușor și cel mai complicat instrument. Este cel mai ușor pentru că dacă ai talent și cânti de la natură bine, ai plecat, ăsta-i drumul. Cum ai plecat? Perfect. Okay. Dacă ai o problemă, trebuie să o repari. Dar în momentul în care ai o problemă, este foarte complicat pentru că majoritatea oamenilor nu știu destul despre tehnică vocală, oricât încerci, am avut prieteni, colegi care au avut probleme vocale, care n-au știut să le rezolve de-a lungul vieții și care n-au reușit să facă cât de multă carieră și-au dorit. Uh-huh. Deci de asta zic, este extrem de ușor și extrem de greu, pentru că dacă ține așa de, atât de importantă tehnica vocală și atât de important să-ți înțelegi instrumentul și drumul pe care l-ai de parcurs. Și clar că eu acum știu deja ce trebuie făcut, în mare parte, adică deja am demonstrat-o prin 30 de ani de cântat, cel mai bun lucru pe care pot să-l fac e să mă întorc acasă, să mai fac câte un master curs, să mai vorbesc cu câte un tânăr care vor, dacă aud un talent extraordinar, poate pot să vorbesc cu un agent să-l ajut, dar nu mai prefac lucrul ăsta pentru că am făcut-o de câteva ori și nu a ieșit cum a trebuit și e complicat, știi? Toată treaba. Nu vreau să sărim peste asta. Nu. Și am fost ajutat la rândul meu, nu? Pentru că dacă n-ar fi fost fratele meu, n-aș fi făcut niciodată când canto, n-aș fi ajuns niciodată când trăiesc de operă. Ai recomandat și există oameni pe care i-ai recomandat care n-au, cum se zice în limbajul corporatist de la ora asta, n-au livrat. Asta nu așa de mult, nu. De obicei, cam pe cine am recomandat, cam toți au livrat. Dar am pățit-o câteodată să încerc să fac totul pentru un cântăreț care să după aceea să renunțe. Am pățit asta. Cum adică, exemplu? Am făcut tot să meargă, să dea audiție și până la urmă să hotărăți să nu se ducă. Deci am pățit așa ceva, de exemplu. Obrazul tău fiind în joc. Nu neapărat. Adică a fost un pic dezamăgitor pentru mine, pentru că știam ce ar putea să facă și... Dar cum să spun? Iar aici e un subiect extrem de larg. Depinde de ce îți dorești în viață. Pentru că nu toată lumea își dorește să facă carieră. Și asta trebuie înțeles. Nu toată lumea dorește să fie pe cele mai mari scene. Și dacă îți dorești, cât de mult îți dorești și cât de mult poți să te lupți pentru ca să ajungi. Pentru că, dat din coate, nu merge așa. Trebuie să fii foarte bun în primul rând. Adică bun, foarte bun, ca să reușești. Nu merge cu datul din coate? Nu prea. Mai întreb o dată, nu merge cu datul din nu coate? Nu prea. Nu. La cel mai mal nivel, nu. La un nivel mai mic, da, probabil. Uh-huh. Dar la cel mai mal nivel, nu. La cel mai mal nivel trebuie să fii bun. Pentru că dacă nu ești bun, nu te întorci a treia, patra oră. Poți să ai șansa și dacă nu ești bun să cânti pe o scenă mare, da? Dar acolo vei fi terminat de către public și de către, și eu știu, orchestre care au refuzat să cânte cu un anumit cântăreț. Aha. Adică nu poți tu să faci ce vrei, nu-i chiar lumea ta, știi? Dacă ești foarte bun, trebuie să înțelegi cum să faci carieră, adică cum te lupți. Trebuie să ai un agent bun. Sunt multe lucruri. Când spui cu un anumit cântăreț, te referi la ambele genuri, și la bărbați și la femei. Da. Mă refer în general la cine are șansa și cine are talent și cine începe un drum și cine vrea să facă această meserie. Dar există și cealaltă parte, pentru că multă lume nu își dorește neapărat, multă lume nu are nervii necesari, pentru că trebuie să ai nervi. Îți dai seama, când ai un spectacol la scala care se transmite în direct la televiziune, există o anumită responsabilitate, adică, ca și acum la noi, tot ceea ce spun rămâne. Dacă vorbesc prostii, vor rămâne. Da, dar noi montăm aici. Ai văzut? No, la fel, dacă cânti prost, rămâne. Orice greșeală faci, rămâne. Asta-i. Astăzi, mai ales cu mediatizarea, este mult mai... La modul cel mai serios, ce faci într-o situație de felul ăsta? Pentru că aș vrea foarte tare, nu neapărat să ne transpunem, pentru că e imposibil lucrul ăsta, dar măcar să dăm cu nasul prin senzația asta. Cum e responsabilitatea aia dintr-o seară, când cânți într-un teatru important, se și transmite în direct și nu mai e ce să faci, nu mai montează nimeni, la ce e mintea ta în seara? Cel mai important lucru este să fii extrem de pregătit și apoi să ai forța să fii
Asta vorbesc despre cine e conștient, pentru că există și oameni care nu sunt conștienți. Există cântăreți care se duc fără niciun dubiu pe scenă. Ei nu au niciun dubiu că nu o să iasă bine. Există, am foarte mulți colegi care și-au scenat. Și unii dintre ei sunt foarte buni, alții sunt mai puțin foarte buni, așa mai departe, de toate nivelurile. Dar pentru un cântăreț extrem de conștient, cum sunt eu, și responsabil, este mai complicat, pentru că înainte cu o seară ai foarte multe gânduri negative, bineînțeles, pentru că le ai, nu? Bănuiesc, nu știu dacă un doctor care operează e la fel sau așa mai departe, bănuiesc că depinde de la unul la altul, nu? Ține la fel și de experiență, dar am ajuns la acel nivel în care să-mi facă mai mult plăcere să fiu pe scenă decât să mă gândesc la lucrurile negative, știi? Și atunci merg mână în mână. Există, de exemplu, a fost extrem de greu când am cântat Simon Bocanegra cu Muti la Roma. De ce? Când pentru ai cântat Simon Bocanegra? Cu Muti la Roma. De ce? Pentru că responsabilitatea nu era numai a mea, era și a lui pentru mine. Pentru că am debutat în rol, el m-a ales din toți baritonii din lume să fiu... El nu mai făcuse Simon Bocanegra. Nu mai făcuse Simon Bocanegra și era la spectacolul respectiv președintele Italiei, primul ministru, cei mai importanți lords și dame din Italia, cei mai importanți directori de operă din lume. Deci erau, cum să spun, spuma operei. Fost unul dintre cei mai importanti. A fost clar cel mai important spectacol l-am făcut. Da. Care a fost proba carierei lui. Și trebuie să te gândești că, da, el și pentru el a fost o probă foarte mare. Dar faptul că omul acela are încredere în tine, ca tu să ieși pe scenă și să faci tot maxim. Și te gândești, e un alt fel de responsabilitate, e mult mai complexă decât pare, știi? Plus că se filmează, se face CD, se dă în direct la televiziune, etc. etc. Adică, atunci îți tremură puțin picioarele, știi? Dar mie place un pic asta, știi? Adică înțeleg tot, dar îmi face plăcere și îmi face plăcere să ies pe scenă și știu că vom face muzică fenomenală împreună și știu că am auzit, am trăit acolo niște momente care nu am mai trăit niciodată, muzicale la un asemenea nivel și atunci mai mult bucurie decât tot restul. E un netrebnic de microb ăsta să-ți placă să stai în fața publicului. Da. Este. Da. Ui. Da. Păi uite-te la Domingo, care are nu știu câți zeci de ani și face plăcere încă să iasă pe scenă. E incredibil ce forța naturii lui. Cu divi și cu divele. Se mai poartă să fii div sau divă? Nu mai prea există. Nu prea mai merge, este? Nu. Ultima divă adevărată, cred că este Angela. Și chiar este Angela adevărată. Gărghiu. Da. Restul sunt cântărețe foarte bune, care sunt cunoscute ca și staruri mondiale, dar cu adevărat o divă, în sensul cuvântului, este Angela. Și își merită, pentru că este unică și de nerepetat. Divi sunt? Pardon, mai sunt? Am colegi care sunt extrem de egocentrici. Acum, ca să pot să zic că-s divi... Păi nu ce cred ei? Nu, e despre... Nu pot să zic că-s divi. Adică div înseamnă să ai mașină la scară, să te aștepte avionul particular. Asta înseamnă pentru mine să fii divi. Eu găsesc că nu există niciun tenor astăzi care să fie la nivelul ăla de div. Sunt extrem de importanți, fantastici cântăreți, au foarte multă importanță, sunt foarte multă personalitate, deci au toate calitățile pe care le au divele și divi, dar nu au tot... Știi? Aparatul. Tot aparatul, da, pe lângă. A apărut foarte multă lume, Ghiță. Foarte multă lume, adică e concurență mare. Da, pentru cei câțiva care fac discuri și care sunt extrem de importanți, concurența nu există. Pentru că acei câțiva, prima carieră, nu dăm nume, ei pot să decide aici ce cântă și unde cântă și când cântă. Și asta este pentru... Concurența este pentru categoria mai mult a treia, nici măcar pentru a doua categorie. Să zicem, aia e prima categorie, eu fac parte din a doua categorie, cântăreți consacrați, care au extrem de importanți pentru teatre. Pentru că ăsta este, de fapt, scopul unui cântăreț de operă, este să ajungă să fie atât de bun și de important încât teatrele să aibă nevoie de el. Adică să ajungi să și vinzi bilete, să ai și fani, să ai și... cum să spun, un renume, să știi că ai și oameni care vor să-ți audă vocea pentru că ai o voce unică și așa mai departe. Iar ăsta este nivelul 2-1, să zic așa. Bine, tot e nivelul 1, dar mă refer acum divele absolute, nivelul 1 maxim, nivelul 1 normal și să zicem după... Concurența începe la nivelul 2-3, acolo începe. Acolo, într-adevăr, este o concurență și va fi din ce în ce mai mare. Pentru că anual termină cântăreți cu extrem de mult talent.
Și există tăieturi cu lama pe sub masă și sub minări și... M-ai întrebat ce de trecută. Eu cred că da, dar eu nu le cunosc. Na, ce pot eu să zic? Probabil. Nu, ca peste tot. Nu zice că mă întreb nu dacă există corupție în operă. Nu știu să zic. Ba știi, dar nu zici. Eu știu, nu știu, pe cuvânt că nu știu, că nu stau cu nimeni de vorbă despre lucrurile astea, nici măcar cu agentul meu și cu... Nu, adică, na. Eu găsesc, ceea ce e clar, că există preferața unui director de operă. Asta, da, asta există. Și există și preferața în funcție de naționalitatea din care, dacă din aceeași nație. Faci parte dintr-o nație preferată? Exact. Tu? Eu nu prea. Știu eu să zic asta, acum mai... Eu... Ce e interesant, Ghiță, cu ceva vreme în urmă, sunt ani buni, undeva în nordul Scoției, într-un taxi, l-am întrebat pe taximetrist, după ce mi s-a făcut rău că am intrat într-un sens giratoriu și acolo e invers, intrat în sensul giratoriu, și am făcut așa și omul mi-a explicat, am mai văzut de ăștia, stai domnule liniștit că la noi e bine, e sigur, e okay. Mergem în direcția bună. Și l-am întrebat... Sunt compatrioți români de-ai mei aici? Și au zis, da, sunt. Au început să vină la muncă. Și l-am întrebat foarte direct, ce reputație au compatrioții mei aici? Nu o să spun localitate. Ba, o să spun. Era la Inverness, în nordul absolut al Scoției. Și omul conducea și nu mi-a răspuns la întrebare. Și ținea de volan și mi-a zis, polonezii au o reputație bună aici. Dar foarte interesant, a continuat în felul ăsta. Exact la ce te refereai tu, mă refer și eu. Și a spus, domne, dar e un fotbalist, unul Marius Nicolae, noi nu suntem de nivelul ăla, ăla o să plece de aici. Adică, ăla e mult peste nivelul orășelului ăstuia unde suntem noi. Foarte interesant ce distanță incredibilă de apreciere între un reper și celălalt. Și acum revenim la ce povesteai. Nu ești dintr-una dintre națiunile preferate. Aici nu e așa. Adică în muzică suntem respectați. În muzică suntem extrem de respectați ca nație și asta pe bună dreptate, pentru că, din punct de vedere muzical, suntem o nație extrem de specială. Adică unul dintre puținele popoare care a dat întotdeauna muzicieni extrem de valoroși, mai ales muzicieni care și-au expus sufletul pe masă. Pentru că asta este ce avem noi ca români. Și mi-aduc aminte, pentru că am avut un... eram copil, apropo de începuturile din Hamburg. M-a avut un coleg pianist fantastic, îl chema Adrian Kelly, englez. Și acum este dirijor și practic lucrează la opera din Zürich. El mi-a spus atunci, voi românii aveți o chestie specială, pentru că cu cât suflet cântați, voi nicio altă nație nu cântă. Acum asta e o chestie aberantă, să zic așa, pentru că și italienii au foarte mult suflet când cântă și mexicanii au extrem de mult suflet. Stăteam să sar, să americanii au suflet. Deci fiecare, sigur. Aici depinde, după părerea mea, mai mult de la o persoană la alta decât. Dar la noi, eu mi-aduc aminte când am înțeles la liceu de muzică, era mult mai important să fii muzical și să cânți cu suflet decât intonația și ritmul. Ceea ce în Germania e exact invers. De-aia și sună orchestrelor atât de fabulos, pentru că este mult mai important să fii intonațional și caritmic, pentru că muzica, din punct de vedere, cum ai spus, inginer... Din punctul de vedere ingineriei, ingineriei, totuși. Este compusă de ritm și intonație, adică cu cât, cât de perfect e intonația și ritmul, cu atât mai bine o să sune o piesă, mai curat, mai clar, mai perfect. Sufletul e o altă chestie. Și la asta... Am avut câțiva unici, cum e și Angela, cum e și Dinu Lipati, cum și sunt extrem de multe nume care se pot da, Enescu, așa mai departe. Care sunt națiile preferate? Clar, Italia. Dar pe bună dreptate trebuie să gândești că totuși opera vine de acolo. Au și probabil folclorul cel mai bogat, pentru că canțonetele napoletane și toate cântecele lor italiene și așa mai departe. Foarte mult din muzica lumii vine de acolo. Cu toate că, de exemplu, și Mexicul are o tradiție de folclor incredibilă, cu Paloma Negra și toată muzica pe care o, deci și de acolo. Dar italienii, bineînțeles, că sunt nația care domină muzical din punctul ăsta de vedere. Și nemții la fel, pentru că au tradiție prin compozitorii germani, prin atâția ani de școală de, incredibilă de tradiție muzicală pe care au. Și tradiția în familie, în Germania, este una dintre
lucrurile unice și fantastice pe care Germania le are. Adică am cunoscut în Germania, dar cred că ți-am spus și data trecută, avocat care cânta mai bine la pian aproape ca un corpetitor de la opera. Adică am cunoscut oameni care nu au nicio legătură cu muzica, dar numai din pasiune au ajuns la un nivel la care este incredibil. La un nivel mai mult decât profesionist, ca să zic așa. Deci își fac meseria lor civilă. Da, și ca și relaxare se duc și cântă 8 ore la pian. E un mod de a te relaxa, nu? Reluăm obiceiul nostru, dacă există studenți, mă refer la partea de sus a acestei sări, la galerie, țin în mod special la spațiul ăsta show-urile anilor, începutul anilor 70, sfârșit de ani 60, începutul anilor 70 de la BBC, erau cu tinerimea la galerie și ar fi atât de frumos să mai trăiască formula asta, să existe. Dacă există întrebări din partea tinerilor noștri, prieteni, studenți, există un loc aici desemnat. Asta e locul pentru întrebări. Aici, în dreapta mea, dacă cineva dorește să adreseze o întrebare, se poate face lucrul ăsta. Există cineva care dorește să... Ridica mâna. Am văzut o mână acolo. Ok. Vă rog, aici e locul desemnat. Aici. O să vă rog frumos să vă și prezentați. Bună seara! Bună seara! Bună seara! Mă numesc Vlad Daniel Mihnea, sunt student la Facultatea de Electronică și Comunicații și vin cu o întrebare care se leagă foarte mult de un aspect pe care la noi la facultate se pune foarte, foarte mult accent, echipa. Cât de mult contează echipa pentru ca un spectacol să iasă bine sau foarte bine? Mulțumim foarte frumos! Mulțumim! Da, e foarte bună întrebarea. Păi foarte mult contează echipa, bineînțeles. Cu cât ai mai... Și acum... opera este un germ extrem de complex. Adică depinde de tehnicienii operei, depinde de orchestră, depinde de cor, depinde de extrem de mulți oameni care se implică pentru a crea acest spectacol. Dacă ai o orchestră fantastică, va fi o seară de neuitat deja, numai din punct de vedere al orchestrei. Un cor extraordinar aduce din nou ceva în plus. Iar cu cât ai mai mulți colegi buni unul lângă altul, cu atât spectacolul va avea mai mare succes și va transmite și mai multe emoții publicului. Deci este clar că echipa este extrem de importantă, ca și în fotbal. Dar, Ghiță, interesul tău ca în fotbal nu este să te vezi tu mai tare un pic decât restul echipei? Eu cred că am colegi care, într-adevăr, vor ca ei să fie cei care au cel mai mare succes. Dar eu mă bucur pentru succesul colegilor mei. Cu cât este mai mare succesul unui coleg, cu atât este mai mare și succesul tău. Asta este clar. Deci, cum am spus, n-am fost niciodată invidios că cineva are mai mare succes sau că nu are mai mare succes. Adică este o chestie de echipă, cum zice domnul. Cu cât mai mare succes are tenorul și soprana, cu atât mai mare succesul să ai și tu. Adică e și al tău crește. Practic, valoarea crește. Momentele fantastice care se întâmplă pe scenă sunt mult mai multe și mai frumoase. Nu te râcâie mai acum puternice. Că n-ai sărit în barca tenorilor atunci când ai fi putut să faci lucrurile? Păi n-aș fi putut, pentru că dacă aș fi putut, aș fi sărit. Nu, pentru că îmi plac foarte mult rolurile de bariton, știi? Adică sunt extrem de mulțumit cu ceea ce fac și ce am cântat și practic foarte multe roluri pe care mi-am dorit să le cânt, le-am și cântat deja, cum e Simon Bocanegra, Oza, Iago. Iago, de exemplu, la rol. Povesteam despre Iago, nu? Cum toată lumea îl vede greșit, pentru că Iago, de exemplu, este personajul negativ din opera, nu? Și toată lumea vrea să-l vadă pe acel care urlă și care e tot timpul rău și așa mai departe. Dar cea mai importantă parte a personajului, cât de fals este față de toți cu cei cu care are o legătură. Și sunt niște subtilități, mai ales că vine și de la Shakespeare tot lucrul ăsta. Adică sunt niște subtilități interpretative și eu atât un nivel profund de interpretare față de ce am crezut și față de ce am văzut înainte, nu mi-a venit să cred când am început să fac rolul. Și mi-a plăcut cu mult mai mult decât m-am gândit. Să ne hidratăm, cum ne-a zis Albert. Ia să vedem. Și să vorbim mai puternic. Mai există vreun coleg, prieten, student care dorește să adreseze, student, studentă care dorește să adreseze o întrebare? Da? Bună ziua! Da, seara bună! Mă numesc Danu Garbu, sunt anul întâi la master la Facultatea de Automatică și Calculatoare. Aș dori să întreb care sunt provocările unui cântăreț de muzică de operă în era digitală și care este viitorul acestui gen în acest context? Foarte complicată întrebarea pentru mine.
La noi provocările sunt clar, cel mai important e să ajungi să cânți pe cele mai mari scene, pentru că e foarte greu. Să ne înțelegem, anual termină câteva zeci de mii de cântăreți de operă în toată lumea, sau sute de mii de operă, sute de mii de tineri studenți care toți își doresc să ajungă mari cântăreți de operă. Și din aceștia numai câțiva ajung, câțiva mari cântăreți de operă. Provocarea cea mai mare este să te dezvolți, să ajungi la nivelul maxim la care poți să ajungi și să ajungi să cânți pe scenele cele mai mari. Iar acum, din punct de vedere al calculatoarelor, eu găsesc că deja se transmite extrem de mult live tot ceea ce se întâmplă pe scenă. Calculatoarele la fel ajută la tot ceea ce ține de tehnică pe scenă, pe anumite regii care se fac astăzi în anumite spectacole. Foarte mult ajută proiecțiile, foarte mult ajută, practic, niște filme pe care le programează, chiar și pe scenă, scena când e rotativă și trebuie să miște cu anumită viteză, totul ține de calculatoare. Pentru că acolo există niște programări pe care le fac ca să meargă perfect tot timpul. În rest, pentru un cântăreț de operă are nevoie de orchestră și de un cor sau de un pian, care nu are legătură neapărat cu calculatoarele. Aici calculatoarele ajung foarte mult la muzica pop sau la muzica ce ține de sintetizatoare. Pentru compozitorii de muzică modernă, muzică pop, muzică de film, este mult mai important legătura cu calculatoarele și cu inteligența artificială, ca să zicem așa. Cum? Voi rămâneți analogici. Noi încercăm să rămânem cât mai analogici, da, și cât mai spectacol live. Și mai era o întrebare, nu practic am auzit. Pe astea, cum era digitală, care sunt provocările, da? Astea, provocările este să astăzi nu mai există CD-uri, nu mai există DVD-uri. Cred că am întrebat și în ce direcție se duce opera, cred. Da. Păi am observat că se duce înspre direcția top model, mai mult, adică cu cât ești mai frumos, cu atât apuci să faci carieră mai mare. E adevărat că trebuie să și poți să cânți, dar se transformă ca și cinematograful înspre numai oameni frumoși. Să arăți într-un fel. Da, trebuie să arăți într-un fel. Să arăți după un model de frumusețe. Bine, acum nu în toate majoritatea cazurilor, că dacă cânți Rigoletto nu trebuie să fii frumos. Dar dacă cânți Ducele de Mantua, e important astăzi. Deseori astăzi are prioritate cineva cu o voce mai puțin calitativă, dar mai... Adică cineva cu o voce mai puțin calitativă care arată mai bine decât cineva care are o voce mai bună. Deci cu o prezență scenică seducătoare. Este și urmărită partea asta de teatrală a operei. Din păcate, critici de operă adevărați sunt din ce în ce mai puțini. Adică critici de operă ce înseamnă? Un critic de operă ar trebui să știe cum interpretezi vocal rolul respectiv, pentru că la sfârșit opera înseamnă muzică. Și transmiterea acestor emoții prin muzică și prin cuvinte. E și aia o meserie. Iar un critic de operă ar trebui să înțeleagă exact ceea ce faci, subtilitatea textului și așa mai departe. Și iar astăzi există din ce în ce mai puțin critici de operă adevărați, oameni care vin și discută despre cum a jucat și nu știu ce a făcut. Mai ales când în operă, practic, ești întotdeauna oprit să joci dintr-un anumit fel, pentru că muzica aceea trebuie să transmită o anumită emoție. Iar dacă tu joci ceva contrar emoției respective, deja distrugi spectacolul. Uh-huh. Adică eu sunt și pentru și împotriva acestui act atât de ciudat teatral, să zic, care se întâmplă în regiile moderne astăzi. Că asta am pus să zic. Regia modernă astăzi merge într-o direcție foarte ciudată. Adică în Germania deja de 40 de ani așa, dar... Mm-hmm. Au început să domine și în alte părți ale lumii care nu era așa. Dar cânți în spectacolele astea? Da, trebuie. Pentru că dacă nu cânți, nu vine lumea. Ghiță, am mai vorbit asta, l-am tot pomenit și pe Alexandru Tomescu la un moment dat, care spune și tu spui la fel, spuneți același lucru. Spuneți, doamne, treaba mea e să cânt. Unde sunt, treaba mea e să cânt. Am ales să fiu în fața unui public, eu trebuie să cânt. Nu contează împrejurările, uneori mă deranjează, l-am întrebat o dată chiar pe Tomescu, așa cum te-am întrebat și pe tine, te deranjează că e zgomot, că nu, domnule, treaba mea e să cânt. Eu acum întreb foarte direct. Cânti un pic? Da, vă cânt, cum să nu. Pot? Cânt ceva așa, ceva mic, da. Întrebarea mea e, cum ai prefera să fie, cu sau fără microfon pentru colegii care sonorizează sala asta? Eu cred că și cu și fără. Să și cu și fără. Să descurcă ei. Hai, lăsăm pe mâna lor treaba asta. De chiar, serios, ne cânti ceva? Da, vă cânt. Ok. Non ti scordar di me. De Curtis. Partirono le rondini
dal mio paese freddo e senza sole, cercando primavere di viole, nidi d'amore e di felicità. La mia piccola rondine partì senza lasciarmi un bacio, senza un addio partì. Non ti scordar di me, la vita mia legata è a te. Io t'amo sempre più, nel sogno mio rimani tu. Non ti scordar di me, la vita mia legata è a te. C'è sempre un nido nel mio cor per te, non ti scordar di me, non ti scordar di me, la vita mia legata è a te. C'è sempre un nido nel mio cor per te, non ti scordar di me. Bravo! Wow. Same from here. Doamnelor și domnilor, Jedi Baritone. Baritonul Jedi, George Petean. Vă mulțumim foarte, foarte frumos și în seara asta să ne gândim cu toții că George Petean ne-a oferit ce ne-a oferit. Merită să plecăm cu starea asta. Noapte bună!